Pe 27 septembrie, toate structurile aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Neamț își deschid larg porțile pentru cei care vor să vadă cum se desfășoară o zi din viața celor aflați în custodia acestor instituții, indiferent că vorbim de copii abandonați sau cu dizabilități, de cei din centrele familiale sau de mame care beneficiază de adăpost. Centrele de plasament din județul Neamț își vor deschide porțile marți, 27 septembrie, iar neamțenii sunt invitați să cunoască oamenii care muncesc în aceste unități de tip familial, în centrele de plasament, practic în locurile pe care noi le considerăm casă și acasă pentru sute de copii. Totodată ne dorim ca oamenii să vină să vadă care este exact rolul Direcției de Protecție a Copilului în ocotirea acestora. Evenimentul are scopul de a promova cu transparență imaginea și activitățile instituției, începând de la a face cunoscut opiniei publice talentele tinerilor și copiilor din acest sistem de protecție și continuând până la responsabilizarea părinților și a factorilor de decizie de la nivel local. Nemțenii vor putea vizita centrele de plasament din județ și vor putea afla astfel cât de implicați sunt reprezentanții Direcției de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului în viața celor pe care îi îngrijesc. Dorim să promovăm în special sistemul de tip familial, care reprezintă viitorul sistemului de protecție. Vă invităm la Complexul de Servicii Ozana din Târgu Neamț, unde veți cunoaște copii aflați în plasament, dar care locuiesc ca într-o mare familie. De asemenea, vă invităm să vizitați și apartamentele Complexului de Servicii Familia Mea din Roman, dar și Centrul de Primire Urgențe al Complexului de Servicii pentru Copiii cu Dizabilități Romanița din Roman. În acest Centru de Primire Urgențe sunt găzduite mame cu copii. Aceste mame se află în diverse situații dificile, fie sunt minore, fie sunt victime ale violenței domestice sau în alte situații grele. Ne dorim ca prin aceste evenimente oamenii să aibă o percepție reală asupra condițiilor în care trăiesc copiii din sistemul de protecție și de asemenea ne-am dorit să nu mai existe prejudecăți sau taburi referitoare la acești copii. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț asigură sprijin în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane aflate în nevoie.